În Evrei 11 cu 6 spune așa: trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Iată trei adevăruri din Scriptură care îți vor face credința mai eficientă. În primul rând, crede că Dumnezeu este. Forța limbajului folosit aici este mult mai mult decât o recunoaștere vagă a existenței lui Dumnezeu. Omenirea pretinde că există zeci de Dumnezei, însă Dumnezeul din Biblie nu este niciunul dintre ei, nici măcar cel mai bun dintre ei. El este singurul Dumnezeu adevărat, iar Scriptura spune că El este unic, autentic, prezent, permanent și activ. Al doilea adevăr, crede că Dumnezeu este capabil. Când doi orbi s-au apropiat de Iisus căutând vindecare, în Matei 9, versetul 28 și 29, Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Iar ei au răspuns: da, Doamne. Atunci Iisus a atins de ochii lor și a zis: facă-vi se după credința voastră. Imediat i-au putut vedea. Iisus știa că era capabil să-i vindece, Iisus fiind Dumnezeu, dar voia ca ei să știe că El era capabil. Până când nu crezi în capacitatea lui Dumnezeu de a-ți împlini nevoia, nu ai niciun temei pe care să-ți întemezi încrederea și rugăciunile. În al treilea rând, crede că Dumnezeu este dispus. După ce știi că El este capabil, trebuie să faci un pas prin credință. Un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Matei 8, versetul 23. Este Dumnezeu binevoitor. Ia în considerare afirmația sa: El, nu noi, spune că răsplătește pe cei ce-L caută. Acest lucru nu lasă loc de îndoială. El chiar răsplătește pe cei ce-L caută. Astăzi Dumnezeu nu numai că poate, dar este dispus să-ți împlinească nevoia.